bun găsit, sunt foarte emoționată pentru că în alte dăți eram de ziua Marinei alături de oameni, cu oameni, iar de data aceasta am avut ocazia să transmit live de aici. O atmosferă emoționantă pentru toată lumea care a fost prezentă. Vorbeam cu copiii încă de la ora 7 de dimineață care așteptau aici cu părinții să vadă ce surprize le-au pregătit militarii noștri, care s-au pregătit temeinic, îmi spuneau mai mulți comandanți. De altfel, pentru moment s-au oprit aici festivitățile, spun pentru moment, pentru că astăzi este o zi grandioasă, importantă pentru toți românii, cu pregătire pentru marinarii noștri. De aceea se sărbătorește Ziua Marinei aici, la Constanța. Oamenii se plimbă acum în continuare pe faleza cazinoului din Constanța. Este o atmosferă foarte, foarte, foarte plăcută, pozitivă, oamenii sunt zâmbitori. La ora 15 continuă manifestările în portul Tomis, acolo unde vor avea loc mai multe jocuri marinănești. Iar de la ora 20 aici se va auzi muzica militară a forțelor navale până la ora 21. Seara se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor. Da, mulțumesc, Denisa, pentru detalii. Da, lumea se uită și e bine că se uită chiar și la televizor, la transmisiunile în direct de acolo, de la Constanța. Avem una bucată marină. Eu am... mai spus-o așa, astfel de manifestări au darul de a ne aduce aminte că, uite, avem așa punctaje de sărbătoare, deși Marina Românească este așa cum este ea, nu vreau să comentez, dar tradiția și modul în care politicienii știu să exploateze Ziua Marinei ne fac câteodată să urmărim aceste evenimente. Am auzit și discursul președintelui Klaus Iohannis. Viorica Vasilica Dăncilă nu a fost la Ziua Marinei, dar asta contează mai puțin. Important este să încerce politicienii să nu se urce pe fiecare eveniment. Cu mine în studio, două doamne, Simona Vlădica de la PMP. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bun găsit! Colega mea Liliana Maria Năstase. Bun găsit, Liliana! Jurnalistul Mihai Belu, de asemenea, cu noi. Bună ziua, noi așa, știți cum e, era o carte celebră scrisă de Sven Hassel. Dacă știți povestea lui Sven Hassel, el avea un grup de soldați care mai de care mai nonconformiști și care la un moment dat erau obligați să bată acel pas de defilare, spus de armata germană, de atunci pasul de gâscă. Ei bine, la un moment dat, scriitorul trage o concluzie extrem de interesantă, și anume că pasul de gâscă are efect doar asupra gâștelor, da? Pentru că, nu-i așa, în armată trebuie să fie cinste și corectitudine. Noi suntem, totuși, cu Marina Militară la un nivel destul de mic. Destul de mic în ceea ce privește înzestrarea armatei. Se tot vorbește că vom cumpăra corvete, fregate, ne chinuim de nu știu cât timp, nu știm de la cine. Dar nu știm de ce, în primul rând. Sau de ce, da. Noi stăm la un nivel mic, dar noi avem acolo o baltă mică lângă care suntem cel mai liniștit vecin al nostru, Marea Neagră. Nu e chiar așa o chestiune care să necesite o mare adunare de forțe, să necesite o investiție asta. Nu suntem o țară care să avem o tradiție foarte mare în sensul ăsta. Nici n-am avut noi înclinații colonialiste. Ca așa, nici Portugalia nu e mare, dar la un moment dat stăpâneau o grămadă de lucruri. Ei însă având o ieșire la ocean, aveau, parcă erau mai apropiați de chestia asta cu marina. La noi, treaba asta, că și auzeam pe ce transmitea colega ta, vor copiii să facă marinar. Poate acum 30 de ani vrea să facă marinar, că mai aduceau de la turcii blugi, de la Anver, ce se aducea pe vremea aia, că nu știu, poate știe doamna de la PMP ce se aducea de la Anver, însă nu mai e o chestiune acum să te faci marinare ca și cum ai vrea să fii soldat, să te supui unor rigori, să te îmbraci într-o uniformă și să stai foarte departe de familie, fără avantajele care erau în momentul
de dinainte de 89. Mihai Belu, dă-mi voie să intervin, da? Pentru că eu sunt dascăl la universitate și pentru că predau consiliere și orientare școlară și profesională, aș putea să-ți spun că oamenii își aleg o profesie sau alta nu numai datorită beneficiilor materiale pe care le pot avea sau poziției sociale, ci și datorită propriei satisfacții pe care o ai în muncă. Nu e adevărat, Simona. Ba, este foarte adevărat. Avem modă în România. Numai atunci poți să faci performanță. Am avut economiști pe bandă rulantă, după aceea toată lumea la drept. Da? După aceea toată lumea la relații publice și au dat randament, adică s-a agenți de vânzări cu diplome de economiști, agenți de vânzări cu diplome de juriști, pasiuni, nu ai cum să reușești în profesie. Ce să comentezi? Dar la ăștia numai puțin, că acum îmi vine în minte, la ăștia care dau la Academia de poliție, care e pasiunea principală? Copiatul de diplome sau care este pasiunea care îi mână pe ei de la spate? Nu se pune problema. E în continuare o concurență foarte mare și nici nu se compară faptul că au fost puși în funcții politice rector, nerector, decan și și-au copiat lucrurile. Dar nu noi și-au copiat, s-a copiat și în spate, în jos. Nu există pădure fără uscături. Eu sunt întreba, psihologic vorbind, dincolo de faptul că niște oameni care reușesc să ajungă la Constanța pe 15 august, asiste, sunt spectaculoase ele, vezi, da. Tine, camisara aia în apă, mai trec două avioane, mai iese US Navy cu distrugătorul, că nu o să ne arate portavionul, da? Și așa mai departe. E spectaculos. Știi că se duc fătucile astea reporter, colegele noastre, până la urmă, și unde se duc? Iau două sincroane, două interviuri de la oameni. Ce mi-a plăcut, nu știu ce. Să duc la aia mici. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Vaporul. Și ce vrei să te faci? Marinar. Dacă treceau pompieri, se făceau pompieri și tot așa. Dar nu, ideea în sine este că ne transmite așa o stare de confort. Avem așa o mândrie patriotică vis-a-vis de faptul că am văzut 3 nave și 5 scafandri? Nu știu, nu cred că e vorba de patriotism aici. Pur și simplu este Ziua Marinei. Este o tradiție în România să fie sărbătorită la Constanța, logic, în portul Tomis. Este un moment de bucurie și un moment, nu sărbătorim 1 decembrie, nu cred că e neapărat de patriotism, că suntem parteneri NATO până la urmă. Și cred că în ceea ce așa mici cum suntem noi, cred că suntem destul de poziționați strategic. Până la urmă și de ce nu este momentul să ne orientăm și să ne centrăm un pic și spre lucrurile bune și pozitive care se întâmplă în țara asta. Ce e rău în a te bucura? Ce nu, e nu spus nimic, rău în a valorifica? Acum suntem 3 prieteni, 4 prieteni la o masă. Când hai vorbim, să și discutăm și noi aici. Pozitive, că suntem plini de necazuri și de tot felul de lucruri care se întâmplă altfel decât ar trebui să se întâmple. Așa încât astăzi, de ziua Maicii Domnului până la urmă, că dați-mi voie că ne-am luat cu Marina și cu alte lucruri. Ziua Maicii Domnului, ziua Maicii Domnului, este ziua în care a murit Maica Domnului. Da, este ziua în care comemorăm pe Maica noastră, pe Maica Domnului și este momentul în care în momentul cel mai potrivit să o rugăm pe Maica Domnului să aibă grijă de noi toți și în special de noi cei care am avut șansa și eu mă număr printre aceia de a-i purta frumosul nume, Maria. La mulți ani Măriilor, la mulți ani Măriei mele, la mulți ani mamei mele, la noi Moldova, eu sunt din Bacău și la noi în Moldova nu. La noi în Moldova în septembrie. Pe 8. Și dar, nu știu, e un discurs de două. Pe care... Exact, da. Deci dacă am două Maria aici să trăiți, să fii sănătoase. Mulțumim. Și dacă aș fi răutăcios, uite, urmărim Bricul Mircea, nu care fi. Se află în serviciu de foarte, foarte mult timp. Este o navă Fanion în jurul care s-au născut, acum sunt și eu comentator la TVR, nu? Profesioniști în ale marinei, militare și civile. Bricul Mircea, într-adevăr, este o navă Fanion a marinei militare. Dar știți cum e, dacă aș fi răutăcios și aș fi cumva un comentator de la PSD, așa, aș spune, domnule, discursul președintelui Klaus Iohannis de Ziua Marinei a făcut victime. Pentru că, dacă aș fi răutăcios, dar nu sunt. Așa observat, a fost, unui militar american s-a făcut rău și a leșinat, e în afara oricărui pericol. Bun, cam atât de Ziua Marinei. Eu dacă aș fi comentator la OTV,
Aș spune că aș lansa o teorie a conspirației și aș spune că de fapt ăla probabil e un american de la Deveselu, care n-a fost scos pe ascuns din România. Adică... Am văzut un titlu, un soldat american. Știi ce mâncat dimineața, da, militarul care a leșinat? Nu, dar la OTV să știi că ca să ajungi și să faci emisiuni la OTV trebuie ceva. Dacă exista OTV-ul acum în perioada asta, vă spun că ar fi cumpărat Diaconescu un escavator și aveam în fiecare seară o săpătură la Caracal într-un loc senzațional, șoc și groază. Bun, hai să lăsăm OTV-ul deoparte și să mergem pe povestea otevizată de această dată. Scandalul de la Caracal atinge accente destul de interesante. Tot mai multă lume îmbrățișează ideea declarativ și poate schimbăm și noi ce se întâmplă acolo pe ecran. Declarativ faptul că acest dincă, acest psihopat criminal, cum îi spun unii, este protejat, face parte dintr-o rețea. Dezvăluirea acestei zile vine tot de la Alexandru Cumpănașu. Alexandru Cumpănașu, care este extrem de activ în a face dezvăluiri, a publicat pe propria pagină de Facebook un raport din surse necunoscute. Este un raport al parchetului general. Știi tu? Am și o surse. Bun. Până cunoscute. Un raport care dovedește că un procuror de la DIICOT Craiova, a deschis dosarul penal după ce a văzut la televizor că este o minoră dispărută la Caracal. Iar documentul o să-l vedem imediat pe ecran. Acel raport ne arată încă o dată și ori de câte ori am vorbit despre cazul Caracal, am încercat să fiu ponderat, dar ne arată încă o dată, dacă sunteți de altă părere, vă rog să mă contraziceți, că autoritățile care sunt abilitate să se ocupe și de comunicare și de ceea ce se întâmplă acolo, ori ne aruncă pe piste false, ori sunt absolut incompetente. Dacă sunt incompetente, adică proști românește, înțelegem, dar dacă ne aruncă pe piste false, așa cum s-a întâmplat din prima zi cu acel comisar șef Alexe, înseamnă că au ceva de ascuns. Piste false e greu să spun că ne aruncă cineva, pentru că până la urmă Gheorghe Dinca a apărut ieri în fața instanței de judecată și acolo a mai primit un mandat pentru 30 de zile și drept urmare, pe ce piste false să te arunce? Suntem în a 21-a zi de când a izbucnit acest scandal și nu avem decât certitudinea mărturiei lui Gheorghe Dincă. În rest, în afară de faptul că s-au găsit niște resturi umane, una dintre ele, din păcate, s-a confirmat că ar fi ale Alexandrei, a doua nu. Nu se știe deocamdată cui sunt, dacă e Luiza, dacă există o altă victimă. Eu merg mai departe pe varianta unui criminal în serie psihopat, dar exclud faptul că ar face parte efectiv dintr-o rețea de trafic de persoane. Însă nu putem neglija și sper ca ancheta să meargă mai departe pe acest făgaș, că autoritățile statului nu au nicio treabă cu infracționalitatea, că în ultimii ani s-au reactivat clanurile de interlopi, care erau un fel de istorie și așa mai departe, s-au reactivat din cauza autorităților, a lipsei de autoritate a lui Carmen Dan, care a condus execrabil și a dus... execrabil, că n-a condus nimic. A stat execrabil în fruntea Ministerului de Interne 2 ani și jumătate, timp în care a reușit ceea ce nu a reușit niciun ministru de interne până acum, să distrugă efectiv toate armele, de la jandarmerie, poliție și așa mai departe. Se vede o lipsă de profesionalism, în primul rând, din partea tuturor, începând de la operatorul de la 112,
operatoarea în cauză, care, apropo, probabil că o să discutăm după aceea, nu a fost găsită vinovată de către SPS. Discutăm totul în context acum. Operatoarea de la 112 nu e, n-a fost sancționată, deși a repezit-o pe Alexandra. Nu pentru că a acționat corect. Pentru că noi acționăm în niște regulamente și legi birocratice, nu mai există conștiință, nu mai există răspundere și nu mai există... Păi nu mai există, pentru că momentul e față... Domnule, stai un pic, dar legile sunt perfectibile până la urmă. Neglijență serviciu, nu cred că mai există. Într-o zonă asta gri, a fost atacată, a fost desființată la Curtea Constituțională, nici nu mai știi. Da, și dacă cineva ar fi acuzat de neglijență în serviciu, în acest caz, cu ce ne-ar încălzi? Neglijența în serviciu ce este? Ne-ar încălzi pentru că ce nu s-a spus în contextul ăsta. Eu am văzut cu surprindere, toată lumea a trecut foarte rapid, a apărut băiatul ăla care niciodată n-are nicio răspundere, Arafat, și a zis că el cu 3 milioane de lei rezolvă problema localizării la nivelul întregii țări. Păi da, da, hai să vă spun o chestie, încă 4 ani. Păi 13 milioane a luat Ghiță să rezolve problema asta numai pe București și pe Ilfov. Deci, ăla a luat 13 milioane. În 2011, până acum, doamnelor, Mihai Bălu, s-a 112 a păpat 66 da, 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 de milioane de euro. 66 de milioane de euro. Asta ar fi siguranța națională. Mai au un pic și dau semnale cu fum. Puteau deci, să consume un miliard de euro. Până la urmă, apelul la 112, dincolo de cele inerente false, țin de siguranța națională, da? Nu sună la 112. Am avut acest caz. Bineînțeles că toți au dormit pe ureche pentru că niciodată nu s-a gândit cineva că la, în secolul 21, la 30 de ani de la Revoluția Română, se poate întâmpla ca o fată să pățească... O fată, hai, un băiat, să vă dau un paralel, să o chestie. Un lucru am fost de acest aseară gen la Silviu Mănăstire și prezentau la un moment dat cazul hoțurile la PSD, la Drăghici, cu banii de... a furat banii de campanie. Așa lua și el o căsuță micuță. Ei, ce m-a șocat în cazul ăsta? Dincolo de căsuță, dincolo de tupeul ăstuia. M-a șocat în cazul ăstuia că autoritățile au fost în stare, retroactiv, da, să demonstreze exact faptul că ăsta a stat 46% din zilele analizate în casa respectivă, dar în cazul ăsta n-au fost în stare să vadă unde au stat telefoanele la 4 de ei, l-au găsit lui Dincă. Asta spun că hoții se gândesc și zic, mamă, zice, statul ăsta paralel ne pândește, să nu vorbim la telefon, să vorbim pe nu știu ce programe, să nu mai comunicăm, și ăștia nu sunt în stare un apel la 112 să-l identifice. Da, dar eu am întrebare, că vorbim de cazul ăsta. Liliana Marina, telefonul meu, da, telefonul meu nu era are un smartphone, deci nu putem face ascultă-mă un pic, pe... ascultă-mă un pic. Are da o aplicație din setările de fabrică care se numește Găsire iPhone. Da? Corect, Găsire da iPhone. Îl găsesc cu o precizie de un metru. Așa de este un metru, da? Dar este o aplicație care nu costă 66 de milioane de euro, nu costă 13,5 milioane de euro cât a luat Ghiță pe mama lui de soft de la 112 și nici măcar nu costă, pentru că mi-aduc aminte aici, în primele zile, vine Dumitru Coarnă și îmi spune că la 112, unde a răspuns operatorul, era singurel pe tură, da, singurel, și stătea cu 6 telefoane. Închide Alexandra că trebuie să sun la nu știu ce. Las că te sunăm mai după aia. Deci nu pot să cred așa ceva. Și vine Raed Arafat și ce ne spune? Ce ne spune Raed Arafat? E, de acum o să ne ocupăm noi să facem nu știu ce. Cine este de vină că era un operator sau un polițist acolo care asigura permanența 24 de ore, când ei în regulamentul lor spun că dacă se aprinde becul roșu, trebuie să răspundă maxim, chiar dacă are o altă convorbire, să răspundă în maxim 9 secunde. A cui este vina? Nu sunt ei complici? Păi cine să pun acolo? Mă duceam eu, mergem voluntar la 112 polițiști și putem să stăm cu respectivul să nu fie singur? Nu este vina noastră că acolo era un singur polițist, atât timp cât el trebuie să răspundă în 9 secunde, fiind într-o altă convorbire. Înțelegeți? Ce mă amuză este pe mine? Absurd ceea ce se Simona, spune. Este o greșeală a statului. Ce mă amuză pe mine? Comisarul șef al Alexe, da? Alexe ăla, a trimis polițiștii după cai vers pe pereți. Căutați pe la oacă, boacă, vacă și alte entități de-astea de interlopi. Da? Brigada, păi nu, a trimis deliberat. Da, bine, dar ascultă-mă, da, procurorul Vasilescu de la ăsta da
vede la televizor, da? Că se discută despre cazul răpirii unei minore, deși fătuca aia sunase deja la 112. Atenție, da? Familia lui Izei, de 4 luni, era luată la mișto de polițiști ăștia, bă, că a fugit cu unul, trăiește fata și trăiește viața. Așa, mie să nu spună cineva, mașina lui Dincă, da, era în dosar DICOT, exact, cu poză, de 3 luni. Da. De 2 luni jumate, 3 luni. Mie să nu spună nimeni că acolo nu a fost cineva care a dorit să pună Batista pe țambal. Nu, domnule, nu fac nimic. Mai țineți minte, imaginile alea că poarta era deschisă și motorii ăștia trăgeau de garduri? De nebuni? Lăsați. Păi ăla este spectacol. Ăștia au făcut un spectacol. Și întrebarea mea, ce au de ascuns? Ce au de ascuns? Prostia. Noi ne-am obișnuit să facem justiția la televizor. Ne-am obișnuit ca toată lumea să fie purtată cu cătușele prin fața camerelor de luat vederi. Nu mi se pare în regulă ca toate lucrurile să demareze în trompă atunci când apare la televizor. Totul trebuie făcut așa cum trebuie. Dar există un proverb românesc. Îmi place să mă raportez întotdeauna la înțelepciunea populară, așa, venită de-a lungul vremii. Peștele de la cap se strică, da? Vorbea colega de platou. De sancțiuni, de organizare, de regulamente. Atâta vreme cât noi avem numai directori interimari, nimic nu este stabil. Situația politică din România nu este stabilă. Când nu știi dacă astăzi mai ești aici și mâine nu mai ești, normal că nu te interesează dacă n-ai un gram de conștiință. Eu fac apel încă o dată la români, pur și simplu, care sunt fie de la PSD, fie de la alte partide. Dacă ajung într-o anumită funcție publică, măi, oameni buni, vi se poate întâmpla și vouă într-o zi, familiei voastre, mătușii, bunicii, femeii voastre. Hai să ne facem treaba totuși, chiar dacă suntem de la un partid politic sau altul. Aici este vorba de profesionalism, să ne implicăm un pic. Nu este în regulă ca acel caz Sorina să apară la televizor și toată lumea să explodeze. Păi vă spun eu că sunt preocupată de subiectul alienării parentale cu copiii care au părinți ce se separă și nu reușesc, sfâșie copilul în două, îl chinuie. Dar de ce nu iese nimeni atunci și să spună, știți câte drame de astfel de copii sunt care nu-și pot vedea părinții, nu-și pot vedea unul dintre părinți, pentru că sunt ținuți, blocați, nu se poate pune în execuție o hotărâre judecătorească. Bun. Nu, dacă n-apare la televizor, nu se întâmplă nimic. Să da, dar s-a uitat degeaba la televizor procurorul respectiv. Deci a avut șansa două luni de zile, că este procurorul care avea dosarul acela de trafic de persoane în lucru, da? A avut la dispoziție două luni să măcar să identifice proprietarii mașinilor, poate nu avea nicio vină, da? Dar măcar să identifice atât timp cât îți apare un dosar, o mașină suspectă, de ceva, să identifice, să-i cheme măcar la audier în calitate de martor. Sancțiune de la televizor, își dă seama probabil după mașină, că ar putea fi vorba despre ancheta pe care o avea și care reprezintă prioritate zero, traficul de persoane, o anchetă deschisă pentru trafic de persoane reprezintă prioritate zero, atenție, înaintea corupției, pentru că o ucide a corupția, dar asta înseamnă adevărata corupție, da, și criminalitate. Astea sunt efectele care ne corupției, adevăratei corupții. Sunt efectele și cauzele adevăratei corupții. Și normal, când a văzut repede, hai să bag acolo că am mașina, vin ăștia, mă întreabă că nu... Nu trebuie dat afară în secunda 1-2-3. Care este beneficiar de speze, de pensie specială? A ratat ancheta, domnule. Mirela Maria Năstase. Ce? Este autor moral, la moartea cuiva? Este complice. De ce mai este în sistem? De ce mai este în sistem procurorul care n-a autorizat intrarea? Este suspendat procurorul care nu a autorizat. Este în sistem. Va avea pensie specială? Are de la cheltuieli de deplasare, dacă se deplasează 5 km de la Tanda la Manda, are salariul de 10.000 de lei, are bani de benzină și de motorină. Stai puțin, că m-a făcut nervi. Am fost prima care am blamat procurorul respectiv. Dar haideți că până la procurorul ăla au fost niște polițiști care au trebuit să identifice, da, până să se deschidă un dosar penal, pentru că dispariția, din păcate, în România nu este penală. Luăm o pauză de publicitate. După publicitate o lămurim cu raportul prezentat de Alexandru Cumpănașu, chiar cu acesta, prin telefon. Revenim.
Da, astăzi Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a publicat pe pagina de Facebook un raport, Liliana Maria Năstase, colega mea, spune că e de la Parchetul General, prin care se adeverește, știți cum e, ca în colinda aia, se adeverește că procurorii au stat pe labele de dinapoi și s-au uitat la TV. Au observat și ei la un moment dat la televiziune că se dezbate un caz de dispariție, nu-i așa, la Caracal, și s-au apucat să facă și dosar penal. Deși băieții ăștia, cum să vă spun, aveau și telefonul ăla de la 112 al Alexandrei, și mai avea un dosar în lucru cu o rețea de traficanți de carne vie de la Caracal. Oamenii ăștia, și eu am spus-o și o mai spun și în momentul de față, au două variante de lucru. Prima variantă, că sunt proști de bubuie, ceea ce nu cred. A doua variantă, că încearcă să acopere ceva care, dacă iese la iveală, va ajunge... Ce zice Laurențiu este adevărat. Dar nu are, doar două. Nu făcea dincă parte din rețea. Nu făcea dincă parte. Nu, haideți să vă spun cum a fost asta cu Luiza. S-a rupt buba cu dincă. Și dacă Luiza s-a întâmplat așa. Dacă te-a pus să investighezi, iartă-mă, dacă te-a pus să investighezi, ajungi și la alte rețele cu adevărat bine puse la punct. O secundă. Alexandru Cumpărașu cu noi, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Bun, am văzut și noi acel raport și văd că tot apar, Alexandru Cumpănașu, diverse documente. Eu am lansat două ipoteze în momentul de față. Ori băieții ăștia ne duc după fente ca să acopere ceea ce... sau ceea, de ce le este frică să nu se ajungă la ei și la mai mari lor, ori sunt proști de bubuie. Dacă permiteți o părere sinceră și să nu vă supărați pe mine, eu cred că sunt amândouă. S-a amestecate? Da. Adică, pot să explic dacă... Te dacă rog, da, explică-mi de ce crezi asta. Bun, deci unul, de ce cred că este existantă protecție, sau a existat cel puțin altă protecție până acum 2-3 zile, pentru că numai eu am depus la parchet niște indicii foarte clare cu persoane care sunt extrem de importante în statul român astăzi și care sunt și care îl cunosc pe acest dincă, au fost apropiați de acest dincă și le-a făcut diverse servicii. Ce servicii le-a făcut? Că asta bănuiesc că putem să aflăm și noi ce servicii le-a făcut dincă. Păi putem să aflăm, dar este la parchet. La parchet, da? Am putea fi mai exact în momentul ăsta, că nu cred că influențează cu ceva. Ce le-a făcut? Păi asta prepara e că mașinile, nu vreau să-mi calc legea și după aceea să-l dau un motiv la unii nemernici că așa au complotat tot felul de procurori zilele acestea pe niște grupuri de-al lor că trebuie să scape de mine să facă un dosar. Pot să dau la modul general. Nu, dar noi am că la... o informație stai foarte puțin, importantă. Da, Mihai Belu, le-a dat fetițe dincă? Despre asta da. Așa reiese din declarațiile persoanelor care au relatat acest lucru, da. Bun, da. Hai, continuă explicația cu și proști și, bun, și șmecheri. Deci de ce cred că îi acoperă? Pentru că sunt persoane din parchet, poliție, politică, care l-au cunoscut și cred că sunt șantajabile astăzi, pentru că dacă eu nu i-am acuzat de uciderea, posibilă uciderea Alexandrei, ci de faptul că îl protejează pe dincă, pentru că sunt vulnerabili. Acesta, dacă mâine deschide gura, le dispare cariera, le dispare averile, le dispare reputația, le dispare tot. Dacă spune două vorbe despre ce s-a întâmplat acum 10 ani, de exemplu. Și probabil că are și probe în sensul ăsta. Bun. Al doilea lucru, cel legat de prostie, ține de modul în care administrează scenariul ăsta. Este un scenariu prost. Adică, pe lângă faptul că ne pun pe toată lumea să ne spună că nu trebuie să mai comentăm, dau colegii de partid, își trimit colegii de partid pe la televizoare și ne spun că, nu o să dau nume, dar e cel puțin un senator, ieri era foarte insistent să nu mai apar eu la televizor, să mi se interzică apariția la televizor, să mi se interzică să mai comentez cazul acesta și așa mai departe. E un scenariu prost scris și încearcă într-un mod de total aiurea, total fără nicio logică, cu prostie crasă, să ne ducă spre altceva, spre faptul că dincă este criminalul, spre faptul că dincă trebuie condamnat, să ne scoată
scoată din ideea că a avut complici, că cineva l-a cunoscut, că e un sociopat. Ăsta era un tip care era destul de implicat în viața Caracalului, adică nu era chiar așa înainte de, ce puțin până acum 10 ani, era până să plece în Italia, era extrem de cunoscut de către toți factorii de decizie din orașul ăla și o să dovedesc asta. Dar să știți, deci, că psihopații, prin natura lor, pot fi persoane, chiar persoane de decizie, pot avea un comportament profesional excepțional. Faptul că sunt psihopați îi ajută. Mulți dintre cei care pot fi la vârf sau poate chiar unii dintre politicieni, nu neapărat din țara noastră, pot fi psihopați. Psihopat înseamnă să nu ai sentimente, să nu te implici, să nu-ți pese, să nu simți nimic. Corect, el a fost descris ca sociopat. El nu era sociopat, nu era rupt de societate. Psihopat este sigur că se vede pe el. Dar omul ăsta nu era rupt de societate. Alexandru Cumpănașu, apar tot felul de documente contradictorii pe diferite rețele, apar tot informații, niște informații absolut ciudate, care sunt date, chiar de polițiști. Eu te rog să mai rămâi cu noi 3 minute, trebuie să iau o scurtă pauză de publicitate și o să comentăm imediat, pentru că mi-aveți în minte o informație de ieri sau de alaltăieri, că wow, sunt 16 victime în curte la Dincă și aia a venit de pe surse de la poliție. O să comentăm împreună imediat de ce ne duc ăștia după fentă. Revenim. Da, Alexandru Cumpănașu, îți mai dau o veste. Procurorul Popescu, ăla de-a blocat milițienii, că nu le pot spune polițiști, să intre în casa lui Dincă, acum contestă suspendarea pe anchetă, pe termenul anchetei. Adică, băi, eu sunt procuror, cine ce are cu mine? Hai să tragem niște concluzii. A apărut raportul ăsta pe care l-ai dat pe pagina ta de Facebook. Nu încălzește pe nimeni. Și spun de ce. Vasilescu stă bine, mersi. E suspendat, dar dacă e ceva... Nu e suspendat Vasilescu. A, nu, ăsta, Popescu. Popescu vrea înapoi, Vasilescu, procuror, la stă bine, mersi, își mai ia niște bani de la statul român și victimele sunt unde ori fi ele. Așa este, dar eu din păcate nu pot face ce face parchetul și lup cu toate mijloacele pe care le am eu, dacă pot să devoalez anumite lucruri. Și în raportul ăsta scrie foarte clar că de fapt polițiștii și cu procurorii au hotărât de comun acord să nu se intre în casă până la 6, adică arată o complicitate a acestor oameni de nedescris acolo. Este incredibil, după ce ne-au aburit 2 săptămâni, acum au pus o ei domiuță și poliția cu parchetul au hotărât să declare că a fost o decizie de comun acord. Eu nu cred că lucrurile vor rămâne așa, pentru că este și o cercetare penală în curs la plângerea mea și voi avea grijă ca această cercetare penală să fie făcută cu sine de răspundere, iar dacă voi sesiza că nu este dosarul acesta penal, nu este instrumentat cum trebuie, voi face și voi lupta cu toate mijloacele posibile, dar vă credeți-mă că altele, mai mult data nu pot, mai ales că există atât de multă presiune ca să tac. Să nu mai vorbesc deloc. Da, mulțumesc, Alexandru Cumpănașu. Mulțumesc și eu foarte mult. O zi bună. Ideea este în felul următor. Eu pun o întrebare, rămâne retorică, o să luăm pauza mare și o să ne revedem la 14. Ce vă faceți? Milițieni, procurori, judecători, politicieni de acolo și nu numai, dacă Dincă se sparge. O să spună că e nebun și nu o să pățească nimic. Ce credeți, că e primul? Au avut dovezi și frații Cămătaru. Lăsați, a fost un singur deputat. Revenim care a fost condamnat cu suspendare. Revenim la 14.